Oamenii legii le-au pus gând rău celor care vor să facă profit de pe urma brazilor de Crăciun tăiați ilegal. Zilele trecute, polițiștii buzoieni au dat amenzi de peste 25.000 de lei în urma unor controle efectuate în județ pentru combaterea tăierilor ilegale de arbori. Până în prezent au fost efectuate 34 de activități de control, ocazie cu care au fost constatate 3 infracțiuni și întocmite tot atâtea dosare penale. S-a luat măsura confiscării a cantității de 3052 metri cub material lemnos, buștean, cherestea, lemn de foc, fag, precum și 230 de brazi pom de Crăciun, precum și suma de 26.000 de lei. Săptămâna trecută, polițiștii au oprit în trafic un bărbat care transporta într-un camion peste 200 de brazi tăiați la Mânzălești și Bisoca. Nu avea la el niciun document care să ateste proveniența brazilor. Un alt caz pe care îl amintăm privește identificarea unui număr de 230 de pomi de Crăciun cu dimensiuni cuprinse între 1,5 și 3 metri. E clar pentru ce erau destinați. Întreaga cantitate în valoare de 4.600 de lei a fost confiscată, de asemenea aplicându-se sancțiuni contravenționale conform legii 171/2010 în amendă de 3.000 de lei. Echipele de polițiști, jandarmi și inspectori ai direcției silvice vor efectua tot mai multe controale pentru a-i depista pe cei care transportă pomi de iarnă tăiați ilegal.